Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Ne bucurăm să vă anunțăm că se fac investiții culturale, mai ales în artele plastice, în Caracal. În Caracal, în cartierul Bold din oraș, s-a construit un nou loc de joacă pentru copii. E foarte frumos acolo, tobogan, scrânciu, bleagăne, castel, de-astea am văzut imagini, copiii sunt foarte fericiți. O să vină foarte mulți copii acolo, la acel loc de joacă. Și evident s-a făcut o inaugurare, la care au venit oficialitățile locale, și domnul primar, și așa mai departe, și s-a remarcat faptul că cu acest prilej în fața locului de joacă a fost dezvelită, în mod decent, și o lucrare artistică. Un mare ac de gămălie. Adică chiar un ac de gămălie. Un ac de gămălie, dar mare. Cam la vreo, cred că are 2 metri. Așa, pus oblic din bronz pe un soclu de marmură. Nu se zice cu gămălie? Ba da, un ac cu gămălie, pardon, nu un ac de gămălie. Nu că rămăsesem, zic, stai să vezi că iar am dat. Da, trebuie mult. Păi da, un ac cu gămălie, nu de gămălie. Așa. Dar de ce un ac cu gămălie? De ce? Nu mă prind. Pentru că este cartierul Bold. Bold, ai văzut? Deci Bold, care mai înțeles Bold, a cu gămălie, Bold. Bolduri. Bold, da. Bold. Boldul e a cu gămălie, se mai spune și Bold. Da. Lasă-l un pic. Ok, așa. Da. Deci, practic, parcă au pus un, diferit, un Bold, nu un a cu gămălie. Acolo. Așa, în fine. Bun, sigur, acum dacă puteau să pun un act de siguranță. Ca să fie evident și să fie mai clar că sunt atenți și la siguranța cetățenilor, copiilor, da. Mamă, dacă ne ascultă artistul, parcă acum își trage o palmă peste frunte. De ce n-am făcut act de siguranță? Bă, cum nu mi-a venit ideea? Am făcut actul cu gămălie. Dacă era act de siguranță, era altă treabă. Firar să fie, mi-au stricat ăștia ziua, nenorociți. Nu, dar partea cu acu e în ordine. Mai interesant e, foarte e cu soclu. Te-am plictisit cu asta cu aqua? Nu! Da, fii atent aici. Deci nu boldul de bronz, așa cum a remarcat foarte bine Luca, nu boldul de bronz este atracția, ci soclul și mai precis ce scrie pe soclu. Primarul a explicat la inaugurare. Acolo sunt niște nume trecute pe soclu. Și a explicat, citez. Am pus toate poreclele localnicilor din cartier. De ce? Vrem identitate. Vrem ca oamenii de aici să știe că sunt boldeni. Da. Că de aici li se trage seva, a explicat Edil. Și acum să vedem de ce porecle ne tragem noi, caracalenii seva. Boldeni, seva. Ia. Citez. Printre porecle de pe soclu se numără glonț, pentru că de ce nu? Mă rog. Căcărează, pentru că de ce da? Ok. Chistai moc, asta aș vrea să știu care este etimologia pentru chistai moc. Artistul, evident, balauru, broscoiu, butoi, băsănete, aici aș vrea să ne oprim, să nu, așa, curvaru, litră, pipotă, 2 lei, malagambu sau arac. Malagambu? Deci, malagambu, dar malagambist. De la, malagambist. Da. Era, măi, ce erau... Malagambiștii erau... Așa. Filfizonii interbelicului. Da. Așa ți-mi minte, da. Malagambiștii, filfizonii. Dar știi de ce le zicea filfizon? Nu. Pentru că erau pașoptiștii care veniseră frumos de la Paris și cântau, printre altele, și în franceză, vorbeau franceză foarte mult și era un cântec. Vive le son du canon. Trăiască sunetul tunului. Vive le son du canon. Și ei nu prea se înțelegea ce cântește filfizon, filfizon, și așa a rămas filfizon. Înțelegi? De la Vive le son, filfizon. Înțelegi? Acum, sigur, copiii vor veni acolo și cei care știu să citească, pentru că deja de prin clasa 0, clasa 1, clasa 2, se presupune că știi să citești. Unii nu ajung la asta niciodată, la capacitatea de a citi cu adevărat, dar unii copii vor citi și se vor duce în fața soclului și vor citi. Hai să vedem, dragi copii și prieteni, de unde ne tragem noi seva. Ne tragem de la băsănete și curvaru, pentru că așa scrie pe soclu, ca să se știe că noi toți suntem. Asta practic material de inspirație pentru copiii din Caracal, mai precis din cartierul Bold. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.